Salutare, dragi prieteni! În primul rând vreau să vă spun un mare, dar cred că mulțumesc, e prea puțin spus, comparativ cu ceea ce simt eu, cum aș vrea eu să vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți, pentru faptul că sunteți alături, pentru faptul că ne dați comentarii, pentru faptul că ne dați like-uri, că ne dați distribuiri, să ne vadă cât mai multă lume. Sincer să fiu, am fost foarte, foarte, foarte tare șocat de video cu Mercedesul care a plecat în Statele Unite ale Americii, cu Mercedesul 140. Când îl filmam, dacă sincer să fiu, mă gândeam că păi da, fac video, dar în timpul ăsta cât îl filmam, mă gândeam că 100, poate 100 de like-uri a să strâng. Și când am văzut câteva mii, asta a fost un atac de cor pentru mine. Așa că vă mulțumesc foarte mult. Sper că la această mașină, la fel, o să primim încurajările, să primim toate, nu știu, reacțiile voastre pozitive, mai puțin pozitive, pentru că, sincer să fim, nu poți să placi absolut la toată lumea. Gustul clientului, până la urmă, rămâne gustul clientului și de asta foarte mult doresc ca să vă spuneți părerile și referitor la această mașină. Să știți că noi cu foarte mare atenție citim toate comentariile, toate părerile și pe viitor promitem că o să ținem cont de toate obiecțiile și toate părerile voastre. O mică introducere o să fac despre această mașină care un piculeț a apărut într-un video precedent. Este un Ford Mustang 2017 anul, venit la fel de peste țări și munți, de data asta, nu de peste oceani, venit din Italia și astăzi a fost amânat clientului și sâmbătă pleacă înapoi spre Italia. La această mașină, la fel, au lucrat două ateliere, AcoArt și Artel. Și am făcut un interior după bunul plac a clientului. A fost absolut tot ce ține de interiorul vechi, a fost tot tăiat în bucățele, aruncat, făcut tot din nou. S-a lucrat la această mașină 3 luni și puțin, dar finalul este pe măsură. Clientul este foarte mulțumit și anume pentru reacțiile clientului, pentru reacțiile pozitive, pentru emoțiile astea și muncim și ne dăm cu capul, ne avântăm cu capul absolut în lucru. Așa că vă arăt un piculeț interiorul. Din păcate, timpul nu ține cu noi și astăzi este un timp foarte posomorât, timp de iarnă, dar sperăm ceva să fie vizibil. La moment am invitat un operator profesional, acușelui va face video, va face fotografii profesionale, dar până va fi gata video deja făcut în calitate profesională, eu vă arăt interiorul acestei bijuterii frumoase, care astăzi îi spunem papa, un drum bun și sperăm că o să placă la mai mulți italieni. Iată, asta este mașina. Apa! Uite așa o lucrare. Tot a fost redesenat, tot a fost gândit, fiecare bucățică de aț, fiecare bucățică de piele, fiecare plastic a fost restilizat, personalizat în carbon, în piele naturală, napa, piele perforată, la fel napa, podeaua, covorașele, scaunele cu un design individual, cu acești căluți făcuți din inox la comandă, care le-am lustruit mult ca să fie pur și simplu ideale, cu acest super plafon care foarte rău din păcate se vede pe timpul ăsta. Sperăm că pe aparatura profesională o să fie vizibil mai bine. Iată, uitați-vă cum arată interiorul și din spate și aceste linii deja au plecat
și în spate pe plafonul din spate unde au fost revopsite și boxele. Am făcut ceva modificări și la sistemul audio din automobil. Așa, deci, dați vă arăt acest super volan, care cine cunoaște această marcă de automobil, cu siguranță este la curent cum arată volanul stock, volanul din uzină. Aici a fost schimbată ortopedia, a fost schimbată anatomia volanului, el a fost îngroșat și la fel s-a făcut carbon sus, carbon jos. Uitați-vă la acestor pe două cum a fost, redesenat și retapitat. Tot într-o stilistică anumită. Această consolă centrală, la fel, este foarte, 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 foarte frumoasă, care continuă și este legătura deja cu torpedoul, cu planșa de bord, sau cum se mai numește. Iată, uitați-vă cum Vovelu îi face video profesional. Vovelu, de noroc! Știu că ești ocupat acum. Așa că eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut mare răbdare până aici să priviți acest video. Vă mulțumesc din suflet. Aștept reacții, aștept comentariile. Promit că le citesc pe toate și după marea posibilitate răspund la toate. Primim criticile, primim părerile voastre și vă rog foarte mult din suflet. Dați un like, dați un share, las să vadă cât mai multă lume că mai nasc și la Moldova oameni și mai facem lucruri frumoase. Cine știe, poate din prietenii voștri care habar nu au și să mulțumesc că se poate de făcut așa ceva din interiorul automobilului lor, ca să nu se mulțumească cu ceea ce le propune uzina producătoare, poate vor deveni clienții noștri și încă un om, încă doi, încă trei, să dea Domnul să fie încă 10 oameni mulțumiți de lucrările noastre. Noi vă mulțumim, vă dorim la toți o zi bună și cu sărbătorile care se apropie. La mulți ani, la toți!